Întrebări directe. Verde în față. Dezbateri incitante. Cu cărțile pe față. Confruntări politice. Adevărata față. Discuții aprinse. Schimbări la față. Dialog cu cetățenii. Ieși în față. Important este să fii de față. Doamnelor și domnilor, începe Ora Adevărului cu Marius Gangan. Sărămâinile doamnelor și domnișoarelor și bine v-am regăsit, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Ora Adevărului. În această seară, o surpriză și sper să fie o surpriză plăcută, pentru că o veți cunoaște pe cea care răspunde în municipiul Lugoj de ceea ce înseamnă peisagistică, ceea ce înseamnă amenajarea unor zone verzi și o să vedeți în această emisiune câte lucruri extraordinare se pot face în municipiul Lugoj. Unele au și început, mai timid, pentru că nici vremea nu a permis, și o să vedeți că toate lucrurile acestea sunt legate și de anotimpuri, cum cei care iubesc florile și verdele știu lucrul acesta. Dar vom discuta în această emisiune așadar cu persoana care se ocupă în municipiul Lugoj și care răspunde de ceea ce înseamnă zonele verzi, ceea ce înseamnă aspectul orașului din această perspectivă. Este vorba despre doamna inginer Elena Olariu, căruia îi mulțumesc foarte mult pentru faptul că a răspuns invitației noastre. Am ținut de multă vreme să ne întâlnim și mărturisesc prietenilor noștri că sunt foarte interesat de cum gândiți dumneavoastră ca specialist orașul Lugoj. Este un oraș pe care cu toții lugojenii îl iubim. Știu că îl iubiți și dumneavoastră foarte mult, vă este la suflet pentru că v-ați născut aici în Lugoj. Dar ca să vă cunoască toți cei care ne urmăresc, prietenii noștri și desigur toți lugojenii, eu sper ca după această emisiune din ce în ce mai mult să fie cei care o să cunoască pe cea care de fapt hotărăște și, bineînțeles, împreună cu primăria municipiului Lugoj, cu domnul primar, ce se întâmplă din această perspectivă cu orașul nostru. Ne dorim să avem un oraș ca în Elveția, ca în Austria, un oraș plin de flori. Este recunoscut Lugojul și în perioada de vară mai ales, noi vedem că sunt flori cam peste tot, orașul arată frumos, dar poate să arate și mai frumos. Și de aceea este important să aflăm care sunt gândurile dumneavoastră. Așadar, la început, o scurtă prezentare. Cine sunteți, Elena Olariu, și cum ați ajuns aici, în orașul nostru? În primul rând, bună seara! Vă mulțumesc pentru invitație. Da, cine sunt eu? M-am născut la Lugoj. Am urmat cursurile școlii primare la Sacoșul Mare. De acolo sunt părinții mei. În ce an v-ați născut? În 1985. După care am urmat cursurile liceului, colegiului tehnic Valeriu Braniște, după care am urmat cursurile Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara. O întrebare care o pun la foarte mulți dintre invitații mei atunci când discut despre viața lor. E firesc că cu toții avem persoane în decursul devenirii noastre la care ținem foarte mult, care ne-au marcat. Atât din punct de vedere al perioadei cât am fost în școală sau la facultate, sau de ce nu în perioada cât am lucrat în domeniul în care ne-am desfășurat activitatea. Dacă v-aș întreba cine au fost persoanele care v-au marcat, să zicem profesorii mai ales, din perioada de școală, apoi din perioada de liceu și apoi la facultate. Despre cine ne-ați povestit? Din școala de general, bine, adevărat că m-au marcat mai mulți profesori, dar cei care și-au pus amprenta cel mai mult pe mine, mi-amintesc din școala generală de doamna profesoară Bălău, profesoara mea de română, care o am la suflet cu mare drag. Din liceu mi-amintesc de domnul profesor, era pe vremea aceea când eu eram elevă, profesor de psihologie, domnul Cosmin Gheorghe, care este directorul Colegiului Tehnic Valeriu Braniște. Iar din facultate mi-a rămas la suflet cu mare drag domnul Sorin Ciurariu, fostul arhitect al orașului, și doamna profesoară de floricultură Maria Bălu, care respect și pup cu drag. Foarte frumos.
Desigur că faptul că acești oameni v-au marcat, a considerat foarte mult și în ceea ce înseamnă devenirea ulterioară pe care ați avut-o. Indiferent că a fost vorba, cum ați spus, de profesorul de psihologie sau apoi în facultate de specialista în flori, ca să spunem Și iată, de aceea ați ajuns să iubiți peisagistica, să iubiți tot ce înseamnă amenajarea aceasta, să zicem noi, exterioară, dar putem să spunem, eu sunt convins că sunteți tot atât de calificată, dacă eu v-aș ruga să-mi faceți o amenajare interioară, ați putea să-mi faceți și o amenajare interioară din punctul acesta de vedere. Da. Ce flori ar trebui să avem locuință, cum ar trebui să avem grijă de ele și ce înseamnă de fapt verdele și floarea în general. Și atunci ar fi această întrebare care v-aș pune eu. Ce înseamnă florile pentru dumneavoastră? Universul meu, dacă vă să spun așa, mă simt acasă, lângă florii, făcând peisagistică mă simt acasă, mă simt eu, asta mă caracterizează, de ce am și ales facultatea de peisagistică. Asta am vrut să vă și întreb și mi-ați răspuns aproape pe jumătate, dar eu mai insist. Fiecare dintre noi avem câte o idee atunci când vine problema, ce vrei să te faci? Și când se pune această problemă pe la 16, 17, 18 ani, în familie se poartă discuții. Și bineînțeles, vine mama și spune, tu trebuie să fii doctor. Vine tata și spune, trebuie să fii avocat. Și uite tot așa și tu de fapt vrei să fii fotbalist. Și atunci ai o bătălie foarte serioasă, ce fac? Începe supărarea, mama se supără că nu sunt doctor, tata se supără că uite, nu vreau să fiu avocat. Și atunci trebuie să iei o decizie. Cum a fost la dumneavoastră în familie? De ce v-ați dus către această facultate și către peisagistică în general? Pentru că puteați să vă duceți să fiți medic veterinar, de exemplu. Da, la mine în familie, mama a stat destul de cumințică la acest capitol, pot să zic, dar tata vroia totuși să devin un avocat. Adevărul este că m-am înscris... Tata a lucrat în domeniu? Nu, așa își dorea. Îi se părea că eu pot să fiu avocat, poate și-ar fi dorit el să fie fost avocat, nu știu că nu l-am întrebat niciodată, dar n-aș fi putut niciodată să fiu avocat. Eu trebuia să fiu peisagist. Eu m-am înscris la facultatea de peisagistică, ei n-au știut că m-am înscris la facultatea de peisagistică, dar au aflat cu timpul și mama a fost ok pentru mama, dar pentru tata nu, tata a fost dezamăgit. Dar cu timpul a înțeles. L-ați întrebat vreodată, dar de ce ai fost tu dezamăgit? Pentru că el vrea să devină avocat. Poate asta a fi fost visul lui și îl vrea pentru mine. Înțeleg și firesc să înțeleg o dorință a tatălui. Dar în momentul în care stă de vorbă cu fata lui și fata lui îi explică, tată, uite, eu am vrut să fac peisagistică pentru că s-a dovedit, uite-te, acum m-am calificat, îmi place meseria asta și o fac cu mare drag, cu mare plăcere. Eu întotdeauna am spus un lucru și ca un sfat pentru toți tinerii care poate că ne urmăresc sau poate nu ne urmăresc. Poate la ora asta sunt pe Facebook, că așa e cu tineretul. Dar nu contează. Cu siguranță părinții lor ne urmăresc și pot să le transmită lucrul acesta, măcar să le transmită. Cu toții trebuie să se gândească la următorul lucru atunci când se hotărăsc către ce profesiune să urmeze. Cred că trebuie să-și urmeze sufletul. Exact. Să-și urmeze... În primul rând să le placă. Da. Deci să iubească la nebunie profesiunea aceea, munca aceea care se va desfășura în viitor. Pentru că dacă nu fac cu plăcere, o viață întreagă vor merge la servici încrâncenați, supărați, necăjiți. Niciodată nu vor fi satisfăcuți despre munca care au făcut-o și va fi un calvar viața lor. Sau termină o facultate și au terminat-o și rămas acolo. Exact. Lucrează în alt domeniu. Exact. Nu, e o tragedie asta. Deci eu zic că lucru esențial este să te gândești întotdeauna la ceea ce îți place și ceea ce vei face cu plăcere toată viața. Exact. Indiferent că mama îi place, că tata îi place, nu îi place. Și uite, sunteți o dovadă vie aici în față că lucrurile funcționează bine și munciți în fiecare zi, nu vă gândiți și nu vă uitați la ceas imediat. Deloc. Cât e ceasul? E ora 4, trebuie să plecăm. Echipă, nu, acasă. Nu există, nu mai există ceas. Așa este. Când faci ceea ce îți place, nu mai există absolut ceas. Absolut corect. Așa este. Mă bucur că spuneți lucrurile acestea. Mergem mai departe și am să vă întreb, desigur că după facultate se deschid foarte multe direcții în care absolventul poate să o ia. Da. De ce ați ajuns la Lugoj și de ce ați hotărât, domnule, eu trebuie să vin la Lugoj? Pentru că inima mea întotdeauna a fost la Lugoj. Nu contează că am făcut școala generală la Sacoș, mare, am făcut facultatea la Timișoara, îndrăgesc
Timișoara foarte mult, dar sufletul meu este la Lugoj. De ce? Pentru că e un oraș atât de frumos. Ați făcut baie în Timiș? Da. Aici păi, am copilărit. Așa se spune, știți cum? Așa se spune că cine bea apă din Timiș, că nu se poate să nu fi băut măcar puțină apă din Timiș, rămâne pe veci. Este un oraș atât de frumos încât m-aș întoarce oricând la Lugoj. Întotdeauna stau la Lugoj. Eu aș vrea să trăiesc la Lugoj toată viața. Așa. E orașul meu natal aici. M-am îndrăgostit de el de când am început să pricep. Am deschis ochii. Eu am spus întotdeauna că mie mi se pare Lugojul ca un... Dacă e să facem așa o paralelă sau să-l asemănăm cu ceva. Ca un burg austriac așa, micuț, liniștit, așa, cochet, da. Așa vreau și eu, vă spun sincer. Nu știu de ce îl asociez tot timpul cu Austria. Poate pentru că și arhitectura s-a păstrat foarte important, da, că am păstrat totuși ceva din arhitectura veche și stilul care era pe vremea Imperiului Austro-Ungar a contat foarte mult pentru oraș. Dar așa te simți în el, ăsta este adevărul, da. Și l-asociez foarte mult cu Austria, nu știu din ce cauză. Dacă mă întrebați ce planuri am spre viitor, exact, tot timpul categoric mă gândesc foarte mult, îl asociez cu Austria, nu știu de ce. Mi-e dragă foarte mult și Austria, mi-e foarte dragă. Deci ați hotărât să veniți la Lugoj, da? Da. Ce bine, m-am căsătorit cu... V-ați căsătorit? Cu, da, soțul meu este din Lugoj, da. Este Lugojean. Lugojean, gata, ce da, mai... Nu. E clar. Mă bucur tare mult că, iată, există și lugojeni care vorbesc așa de frumos despre orașul lor și chiar se gândesc să-l înfrumusețeze. Și eu sunt convins că orice floricică care o plantați într-un loc, vă gândiți în primul rând să faceți gestul acesta pentru plăcerea dumneavoastră, da, și a faptului că faceți ceva pentru orașul dumneavoastră drag. Și asta contează foarte mult atunci când lucrezi și când meseria ta îți permite să-ți aduci aportul la înfrumusețarea orașului tău. Ce poate fi mai minunat decât lucrul ăsta? Lasă să creezi în liniște. Exact. Cu ce proiect ați venit în Lugoj? Eu sunt convins că ați avut așa o gândire de ansamblu, cum să schimbați orașul în bine, din punctul acesta de vedere. În primul rând mă gândesc la parcuri. Parcurile, scoarurile, aici mă acces cel mai mult, pe spațiu verde. Iarba, gazonul. Aici vreau să schimb. Vreau să vă întreb ceva. Mă bucur că ați adus dumneavoastră în atenție lucrul acesta, că eu aveam în gând să discutăm puțin. Domnul primar așa mi-a spus într-o emisiune atunci când v-a prezentat practic și a spus că ei, am tot spus eu că aduc pe cineva care să ocupe de cum să arate orașul din punct de vedere peisagistic. Uite-te că am reușit și o să fie o surpriză foarte mare, o să vezi. Este specializată în gazon. Când mi-a spus specializată în gazon, pentru mine a fost o chestie senzațională. De ce? Întotdeauna mi-am dorit să văd și la Lugoj acel gazon care este... Avem atâtea spații verzi care au nevoie, cer, da, parcă, plâng, zbiară. Vreau să fie gazon aici, vreau să fie gazon. Și noi avem niște iarbă din aia care se învârte, care e mizerabilă, care are tot felul de... acolo găsești tot felul de lucruri care nu e normal, nu e firesc să se întâmple lucrul ăsta. Și de-aia mă bucur tare mult că avem acum ocazia să discutăm cu un specialist și să avem un gazon frumos. Vedem, avem parcuri superbe, extraordinare. Ce frumos ar fi să vezi la nivelul parcului că există acel gazon extraordinar și care, într-adevăr, să te bucure și cum vedem, de fapt, nu departe. Vedem la vecinii noștri din Ungaria, vedem la cei din Serbia. Nu știu cine a trebuit nouă atât de mult să nu fim capabili să punem o sămânță, că aici e vorba probabil de semințe, da, și vreau puțin să ne explicați, pentru că sunteți specialistă în gazon, ce înseamnă de fapt să pui un gazon care categoric trebuie să se plieze pe pământul respectiv, adică mai întâi probabil că veți face niște studii a, da, pământului, da, în fiecare parc și unde este, pentru că din câte am citit și eu și de câte m-am mai documentat, nu este chiar o treabă simplă cu gazonul acesta. Nu este o treabă, adică, simplă pentru că... Adică poți să ții apă foarte ușor. Da. Și sunt foarte mulți care, eu am avut prieteni, care acasă, într-un perimetru mic, au zis, mă, îmi pun gazon și sunt liniștit, că arată frumos, nici nu trebuie prea mult să te ocupi de el. Dacă mai pui și niște flori de jur împrejur, am făcut o chestie senzațională. Și așa este. Ei, au luat și au luat sămânță de gazon, exact, de la... După două săptămâni mă întâlnesc și zic, băi, vreau să vin să văd gazonul ăla senzațional. Nu mai vii, că n-are rost să vii. Arată cumplit. Și am făcut exact ce a trebuit. L-am udat, l-am
Deci înseamnă că ceva n-a fost în regulă acolo, nu i-a plăcut la gazonul respectiv. Orică a avut o puțină umbră, n-a avut suficient soare, sau invers, a avut prea mult soare și n-a avut poate și puțină umbră. Adică contează lucrurile astea foarte... Și vreau puțin să ne povestiți despre ce este vorba atunci când discutăm despre gazon. Uitați, vă dau un exemplu cu parcul George Enescu, că acum ne pregătim exact. Să facem o sămânțare de gazon. În primul rând, pregătim foarte bine terenul. Pământul trebuie să fie unul din acela bun. Noi am adus o parte din parc, mai mult de jumătate din parc este deja pământ vegetal. Trebuie să fie vegetal. Mai mult afânat sau să conțină și mult nisip? Sau cum trebuie nu, să fie nu trebuie să fie nisipos. Deci nu trebuie să fie nisipos, asta pământ vegetal, pământul vegetal. Acela vegetal pe care noi îl cunoaștem. Trebuie să aibă pietricele acelea? Nu, sau nu? Deloc. Deci deloc. Piatră, nisip și niciodată, nu. Nu, nisip, nu, nu, gazonul nu trăiește în nisip. Vă dau exemplu cu parcul George Enescu, pentru că urmează să îl însămânțăm. Pământul vegetal, pietrele, am scos toate pietrele. O să urmeze să intrăm cu o motosăpătoare în el, să-l nivelăm. Se plantează gazonul, avem o mașinuță cu care plantăm gazonul. Trebuie să fie un gazon de umbră. În unele, da, pentru că acolo în unele părți ale parcului sunt zone în care este soare. Acolo exact. Va trebui să fie un gazon de soare. Deci că nu va fi diferit cu cel care va fi în cealaltă parte. Va trebui să fie diferit. Inclusiv pe lângă locurile de joacă, unde copiii traversează. Va trebui să fie un gazon tip acela de la terenul de fotbal. Care exact. Adică să fie mai rezistent calci, la călcat. Dar el rămâne tot gazon și... Tot gazon, tot... Exact. Adică nu se schimbă... Nu. Și plus că gazonul ar trebui să conțină cel puțin patru specii. Una pentru un rădăcinare, una pe... Sunt mai multe... E un secret deci, și cu gazonul. Deci, eu am spus că nu este chiar o muncă simplă. Nu e o muncă simplă. Și trebuie adevărat, să fie bine rezultatele gândită. Sunt spectaculoase. Dacă ți iese... Da. Arată totul de... Nu-ți vine să mai pleci din zona respectivă. Eu sper din suflet ca parcul George Enescu, care este parcul meu de suflet, unde chiar am copilărit, să în toamnă să fie acest gazon splendid pe care îl așteptăm noi. Deci, să fie ca în Austria. Faceți o promisiune prietenilor noștri că în toamnă vedem un gazon încerc din răsputeri să avem un gazon englezesc în toamnă. Super. Frumos, asta înseamnă că va trebui și trecătorii parcului să mă ajute într-un fel sau altul. Să păstrăm un gazon acum frumos. Acum sunt alei frumoase, deci oamenii au pe unde să treacă, nu trebuie să... Tocmai de aceea am și gândit împreună cu domnul primar o pistă pentru bicicliști, că asta e foarte importantă, ca să nu mai fie pe spațiu verde. Și eu am fost prin parc înainte să-l pavăm. Erau câțiva bicicliști să se dea peste mine, că nu mai știau pe unde o să iau. Unul venea, altul trecea, altul. Am zis, mai bine o pistă, având în vedere că traversează din Cotul Mic spre Buceci. Exact. Am zis că e un parc destul de populat și atunci ar fi mare nevoie de o pistă de bicicliști. Foarte frumos. E în regulă. În ceea ce înseamnă deci zona aceasta de parcuri, am înțeles, spunea domnul primar, că următorul parc va fi cel de la gară. Da, urmează să pavăm. Da, urmează acolo să ce pavăm. Se va întâmpla? Deci cum îl gândiți ca amenajare? Ca amenajare, destul de simplu. Nu mai schimbați ceva din pomii de acolo? Da, am schimbat foarte mult anul acesta în toamnă, pentru că la furtuna din 17 septembrie de anul trecut a fost parcul cel mai afectat. Și am încercat să schimbăm. Am plantat deja, am plantat acolo destul. Ce ați plantat? Arțar roșu, dud plângător și ce am mai plantat? Mesteacă n-am plantat. Plantat așa sunt un pic. Sunt specii care se pretează, nu? Specii care problema. Se pretează, și care sunt pretențioase. Nu sunt pretențioase deloc. Și aluni, doi aluni plângători. Mai avut ceva curgători. Frumos. Și am încercat mai întâmplat ceva și din punct de vedere al zonei de joacă de acolo, că acolo este și o zonă de joacă foarte importantă. Da. Ceva acolo se va întâmpla, pentru că am observat că și foarte mulți copii exact. Sunt acolo și se va întâmpla ceva. Partea de mobilier se schimbă ceva? Mă gândesc că da. Domnul primar așa a promis, a zis că face și o schimbare a mobilierului total, pentru că dacă se reamenajează zonele acestea, parcurile și tot, vrea să fie și din acest punct de vedere da, să arate... Având în vedere că pe unde am pavat parcurile, am schimbat și mobilierul, cu siguranță se va schimba. Dacă domnul primar a zis că se schimbă, înseamnă că okay. Așa va fi. Foarte frumos. Bun, deci cam acest lucru vă gândiți să faceți cu parcurile și categoric va urma și parcul de la Strand după aceea. Da. Deci mergeți... În acest an, deci ce v-ați propus? Cam
ce parcuri să le finalizați? Parcul George Enescu, deci George pentru Enescu, că din cauza timpului ploios care a fost în toamnă, am oprit lucrările. Va fi parcul George Enescu, care o să creăm un centru de interes, acolo lângă locul de joacă, în centrul parcului va fi ceva. După aceea o să ne axăm foarte mult pe sensurile giratorii. Am început cu cel de la parcul George Enescu. Și deja încep să arate altfel. Dar nu este finalizat până lipsește materialul floricol și mai avem acolo. Mai avem de lucru, dar am început doar. Să explicați foarte bine tuturor celor care ne urmăresc, pentru că așteptările sunt foarte mari și știți, cred că, lucrul acesta. Da, oamenii, și eu am așteptări. Sigur. Oamenii întotdeauna spun, domnule, tot auzim că se va face. Când o să depășim faza asta de se va în am făcut? Și uitați-vă ce frumos arată. Adică, și vreau să spuneți și să explicați de ce necesită totuși un anumit timp atunci când vorbim despre amenajare peisagistică, despre amenajări florale, despre chestiile astea. Pentru că sunt niște etape și niște anotimpuri care numai atunci se pot realiza anumite lucruri. Adică noi nu putem să facem așa, că și eu, și sunt convins că și dumneavoastră ați dori ca în perioada asta de iarnă, dacă ați putea să transformați toate parcurile și să le plantați, să puneți flori și să arate dintr-o dată în primăvară superb și toate să fie înflorite, ați face. Numai că problema este că nu se poate, din punct de vedere al... că nu se poate. Adevărul că este posibil doar primăvara și toamna să plantăm. Inclusiv dau exemplu sensul giratoriu de la parcul George Enescu, care acum erau câțiva trandafiri și mai o specie de gard viu, de hibiscum, care noi l-am luat tot acest material vegetal de acolo, l-am stratificat la seră și urmează să-l refolosim într-o altă zonă a orașului. Asta se poate face doar primăvara. Acum am făcut în luna februarie pentru că ne-a permis timpul, exact. Având în vedere iarna blândă pe care am avut-o, corect. Ne-am permis să facem acest lucru. Și bine că ați profitat. Și schimbăm dintr-o... Ați câștigat timp. Da, schimbăm din sensul giratoriu în multe zone ale orașului în care necesită trandafiri, ce am ridicat noi din parcul, din sensul giratoriu. Doar primăvara și toamna se pot face aceste mișcări, inclusiv gazonul. Foarte multă lume mai zice, păi da, dar covorul de gazon pot să-l plantez și în august, de exemplu. Se poate planta în august, dar nu garantează nimeni pentru el. Eu nu aș garanta. Eu garantez primăvara și toamna, cum am fost instruită la școală. Adică există niște tehnologii care trebuie respectate. Da. Ca și în agricultură, ca și în industrie, ca peste tot. Adică nu putem să punem grâu atunci când nu se pune grâu și să punem fasole când nu se pune fasole și să așteptăm recolte foarte bogate și grozave. Că nu se va întâmpla, asta e adevărul. Exact, lumea mai zice, păi da, dar se poate face. Se poate face în intervalul acela de orice timp. Orice se poate face așa, sigur. Că noi putem să mergem să plantăm în august, putem să plantăm în august și de fapt mor plantele și după ce le-ați plantat. Exact. S-au pierdut și bani, s-a pierdut și muncă și s-a lucrat de pomană așa, de dragul de a face și de a bifa ceva. Am făcut. Exact. Am făcut, dar am făcut prost. Ei, eu sper și vă doresc ca tot ce faceți de acum înainte să nu mai faceți prost. Asta e dorința mea. Să faceți bine și cu siguranță că în momentul în care veți face bine și veți respecta tehnologiile, știți mai bine decât oricine, lucrurile vor arăta frumos, superb și ne vom putea mândri și noi cu spații verzi extraordinare. Mai vreau să vă întreb ceva legat de aceste sensuri giratorii. Am văzut că le-ați adus puțin la nivelul solului, ceea ce pentru mine este un lucru extraordinar și cu adevărat se încadrează în și arhitectonic, așa dacă te uiți. Adică în momentul în care ridici acolo în mijlocul unei intersecții un deal de pământ, nici nu arată frumos și nici nu îți aduce niciun beneficiu, nici măcar vizual la ceea ce se întâmplă. Se va întâmpla acest lucru peste tot, la toate sensurile giratorii, în mare parte, merge da. pe această idee de a, da, în mare la parte, nivelul da, solului, în mare parte mai... coborâm, cât ne permite. Și mergeți pe ce variantă? Floricolă sau ierbivor? Adică pe ce mergeți mai mult? Aș merge pe variantă încât să fie fiecare sens în stilul lui, nu să fie toate sensurile din oraș în același stil, sau fiecare sens să se întâmple ceva. În funcție de zona... Particularitatea lui să existe da, acolo. Da, să fie...
Atât inclusiv pe... cu flori, inclusiv cu spații verzi, inclusiv da. Cu spații de delimitări. De... Da, da, da. Sensul de la Parcul Georgenescu va fi singurul care este acoperit de piatră, dar în primăvară, nefiind finalizat acum, în primăvară vom avea peste tot în jurul lui flori, specii veți, floricole. Veți merge și în sensul regeratorii pe zone de gazon. Da. Da, da, va fi cel de la Dragalina, în sensul Dragalina va fi următorul la care poate chiar săptămâna viitoare, dacă ne permite timpul, ne vom apuca de el și acolo va fi sensul trandafirilor și a gazonului. Foarte frumos, foarte frumos. Ar fi grozav să vedem, așa cum spuneți dumneavoastră, fiecare sens să aibă, eu știu, o anumită amprentă, adică da. Lumea să vadă. Dom'le, avem sensul unde sunt trandafiri, sensul trandafirilor, avem un sens unde sunt petunii sau eu știu ce alte flori. Frumos, orașul, eu sunt convins că va arăta cu totul altfel și ne vom bucura, ne vom bucura și privirea și sufletul trecând prin astfel de spații. Categoric avem nevoie cu toții și e chiar păcat pentru Lugoj, că Lugojul are posibilități din această perspectivă, da. Are zone din acestea unde ne putem simți foarte bine. Mai vreau să vă întreb ceva legat de ce înseamnă pentru dumneavoastră un aspect frumos din punct de vedere peisagistic al unui oraș? Ce înseamnă pentru mine? Da. Tot timpul, la toate întrebările care mi le puneți, dau un exemplu dintr-o parte a orașului. Absolut. Un aspect frumos al unui oraș, în primul rând, este intrarea. Când intri într-un oraș, trebuie să-ți spună ceva din punct de vedere peisagistic. Tocmai această discuție am avut-o săptămâna trecută cu domnul primar, să intenționăm să facem intrarea de pe Timișorii, să punem gazon, să punem rulou de gazon, intersecția de la Unic și până la Richer pe Timișorii. Intrarea unui oraș trebuie să fie ceva să te ducă adică din cu gândul la care ceva intri... frumos. Să te gândești, domne, orașul ăsta arată... E un oraș civilizat. E ceva, e ceva, aici se întâmplă ceva. Corect. Sunt orașe în țara noastră, deci nu trebuie să mergem în alte părți, no. care, cum să spun eu, debordează de ceea ce înseamnă spații verzi, amenajări peisagistice frumoase, zone din acestea, de exemplu, și scoarurile. Noi avem și noi multe scoaruri da. La intrări și la... Și am văzut în orașe din România, nu departe, tot așa. Toate scoarurile sunt gazonate, dar gazon din acela mic, verde, verde frumos și am văzut chiar un sistem foarte interesant. Cum făceau ei? Aveau prin pământ ieșit sistem de irigat. Sisteme de irigat da. Care automat își dădeau drumul la un anumit, într-o anumită perioadă a zilei și își făceau treaba acolo. Nu intervenea nimeni, nu era nevoie de oameni, nu era nevoie să vină să ude, să... Adică își făcea treaba, instalația foarte bine. Și cred că nu ar fi un cost extraordinar. Nu. Avem sistem de apă, nu e o problemă să ne putem lega și să putem să realizăm astfel de lucruri. Și menține proaspăt acel gazon. Am da. Văzut permanent. Păi tocmai de ce arată atât de da, bine. Da, exact, exact. Deci este iarăși un element foarte important da. Să fie udat gazonul. Să fie udat. Și când trebuie udat? Pentru că și gazonul, vorbesc de luna august, când nu poți să-l uzi la 5 după masă. Când... Și aici este corect. Corect. Foarte important. Când îl udăm? Cum îl udăm? Un fertilizant bun să-i dăm? Un erbicid selectiv? Pentru că... Deci la gazon te erbe și erbicid. Da, și... nu e că doar l-am pus și l-avem frumos. L-avem frumos o lună, două, da. Trei maxim. Așteptăm și după aceea începe. Da. Vedem că începe să se înnegrească, se maronește, ceva se nu e în regulă, se îngălbenește. Se... Înseamnă că ea, nu i-am dat ce o cerut. Da, ce trebuia. E în regulă. Intrăm în publicitate. Ne întoarcem din publicitate și continuăm discuția noastră, da? Publicitate. Doamnelor și domnilor, urmăriți Ora Adevărului
cu Marius Gangan. Ne-am reîntors din publicitate într-o seară în care vorbim despre modul în care va arăta orașul nostru în curând. Nu va trece mult timp și veți vedea o modificare totală în ceea ce privește peisagistica, în ceea ce privește spațiile verzi care există la noi în oraș, pentru că invitatul meu din această seară este cel care răspunde de acum, de o bucată de vreme, de toate aceste lucruri. Este vorba de doamna inginer Elena Olariu, care îi mulțumesc foarte mult încă o dată pentru prezența în emisiune și pentru faptul că iubiți atât de mult orașul Lugoj. Asta pentru noi înseamnă foarte mult, pentru că, așa cum am mai spus, înseamnă că tot ce faceți, faceți cu dragoste și cu aplecare și nu așa, știți cum se spune la noi la român, de mântuială. Adică, hai mă să fac, mi-a spus primarul sau mi-a dat o dispoziție și mă pun eu acum să fac acolo ca să mă scap de sarcina care am primit-o. Nu. Vă gândiți cum să arate mai frumos și cum să vă placă dumneavoastră în primul rând. Sunt convins lucrul acesta. Și eu pe mine mă bucură tare mult că, cel puțin așa îmi spunea într-o emisiune domnul primar și ne spunea tuturor, că are o încredere extraordinară în dumneavoastră și mulțumesc. Că de fiecare dată, înainte de a lua o decizie, stați la o discuție, vă ascultă ceea ce îi prezentați, argumentele dumneavoastră, și așa se hotărăște ce urmează. Adică nu se vine și dă domnia sa o dispoziție peste ceea ce dumneavoastră credeți că s-ar putea realiza sau nu din punctul acesta de vedere. Și asta e foarte important. Deci dacă există această colaborare și această încredere, eu zic că numai spre binele orașului este, pentru că, într-adevăr, fiecare la locul lui, eu așa spun, fiecare la locul lui și în domeniul lui, trebuie să-și asume răspunderi, trebuie să fie specialist, să-i placă domeniul respectiv și atunci lucrurile vor funcționa foarte bine. Cât timp nu avem oameni care sunt specializați pe domeniile respective și ei le gestionează, o să avem o problemă și tot timpul vor apărea situații din acestea limită care nu convin nimănui, categoric. Nici chiar celui care le produce, pentru că el le-a făcut poate din neștiință, din necunoștință, nu și-a dat seama, a greșit și nici nu-și asumă treaba asta. Și atunci avem o problemă. Dar eu mă bucur, iată, că în acest domeniu suntem într-o zonă în care, într-adevăr, discutăm, ca să spunem așa, de un mod cât se poate de corect, de normal, de profesionist atunci când abordăm problemele acestea, de cum să arate orașul nostru din punct de vedere. Adevărul e că avem același scop și eu și domnul primar, să arate orașul bine, să se vadă că există un peisagist, să vadă lumea, să zică, da, într-adevăr, cândva era așa, acum e așa. Să se vadă schimbarea asta, să se vadă gazonul ăla care mergem în Austria sau în, nu știu, în orice țară, și în Anglia, în Londra, în ce știu eu. Noi nu avem gazonul ăla, avem și noi posibilitatea să-l avem. Mă bucur tare mult că spuneți lucrurile acestea și eu sunt convins că cea mai mare satisfacție pentru dumneavoastră ar fi aceasta. Într-o dupămasă frumoasă de vară, când împreună cu soțul și cu fetița, trebuie să spunem prietenilor noștri că aveți și o fetiță. Câți ani are? Un an și 7 luni. Un an și 7 luni. Multă sănătate lui Nicol, să-i transmiteți din partea noastră. Și să crească mare, frumoasă probabil că este, eu n-am văzut-o, dar sunt convins că este. Și dacă este și deșteaptă ca mama și ca tata, că așa trebuie să fie, și tata aici în zonă, că altfel se supără pe noi. Îl excludem și da, mine. Păi o să zic că, domne, ce faceți, pe mine m-ați uitat? E, nu e așa, trebuie și el are un aport important și trebuie să dăm cezarului și al cezarului. Așa. Deci, eu sunt convins, spuneam, că ar fi cel mai important pentru dumneavoastră și v-ați simțit cel mai bine atunci când într-o plimbare, într-o după amiază, într-o seară de vară, v-ar opri lugojenii și v-ar spune, dumneavoastră sunteți, v-am văzut la televizor ceea care ați făcut așa de frumos orașul nostru, vă mulțumim tare mult. Din suflet îmi doresc, ar fi o mare satisfacție și sunt convinsă că o să ajung acolo, pentru că iubesc orașul ăsta foarte tare, având în vedere că am și un copil care... Și care cu siguranță și el va iubi orașul tot așa exact. De mult. Pentru că dacă are părinți care iubesc Lugojul, absolut, absolut. Vreau să mai povestim despre câteva lucruri și acestea ar fi următoarele. Ce s-ar putea face în oraș, din punctul acesta de vedere al domeniului dumneavoastră pe care îl gestionați, ca și
în anotimpurile acestea care sunt de trecere, ca să le spunem așa. Da. Vara e o explozie de culori, de flori, de... și e firesc să fie așa. Dar întotdeauna pe noi, și asta observăm, toamna ne deprimă, pentru că totul începe să parcă decade așa, culorile nu mai sunt vii, trecem spre un maroniu, cu toate că eu în ultimii ani am sezizat lucrul acesta și am avut timpul necesar, mi-am luat timpul necesar, pentru că de multe ori viața trece pe lângă noi și noi fugim și nu ne dăm seama pe lângă ce trecem și ce lume superbă avem lângă noi și noi nu știm de ea, nu ne dăm seama. Dar mi-am făcut acest timp și am observat că și toamna poate să fie frumoasă. Da, poate să fie frumoasă. Are niște culori senzaționale. Sunt foarte multe specii floricole care putem să le includem toamna. Ce am putea să facem și din punctul acesta de vedere? Adică să avem și la Lugoj trecerile acestea să nu fie așa de bruște și de dure în ceea ce înseamnă frumusețea aceasta ambientală și peisagistică. Adică să zicem de la tot ce înseamnă euforia asta de flori și culorile astea senzaționale care le avem vara și verdele ăsta superb care este, să avem totuși și în perioada de toamnă, eu știu, cum spuneți, arbori sau poate chiar și flori care trăiesc și sunt pentru toamnă și arată chiar frumos. Păi am început deja din primăvara aceasta, că de obicei primăvara avem câteva panseluțe și atâta tot. Am plantat lalele, rondoul de la primărie, și în fața casei de cultură va fi o explozie de lalele anul acesta. Să avem un pic o pată de culoare. Vara tot timpul avem plante floricole, tot timpul avem flori. Toamna am avea destule specii, care, inclusiv crizantemele, panseluțele, crizantemele, mai sunt destule specii care putem să le includem, să avem flori în tot timpul anului. Deci vă gândiți să acționați și la modul acesta, adică să existe și această posibilitate, să nu fie așa ca de să, să fie tot timpul o pată de culoare, cu toate că toamna e mai... Da, e adevărat. Mai sumbră, mai... Da. Să fie o pată de culoare, să fie o floare, să fie ceva. Și eu sunt convins că există această posibilitate și dacă ne și asigurați dumneavoastră că nu e o problemă și putem să implementăm și la noi la Lugoj astfel de arbuși care să reziste toamna și apoi mai târziu, pentru că sunt convins că chiar o iarnă cu puțină zăpadă nu ar distruge. Iarna aceasta a fost atât chiar, de blândă, da, dacă ar fi toate așa. Eu vorbesc de iernile care cu siguranță vor mai veni, și iern care va fi și zăpadă, va fi, da. Dar nu cred că vor distruge chiar așa de puternic astfel de arbori care sunt special pentru timpul acesta mai închis, mai fără soare, mai cu temperaturi mai mici. Adevărul că arbori care să înflorească nu în iarnă așa nu. Să trăiască, adică să trăiască, se dezvolte. Da, să trăiască, da, să dezvolte, da, putem să aducem. Putem. Dar ca și specii floricole doar... Da, păi iarna e clar că nu. Și aici e vorba nu numai că odată că nu este soarele acela care e necesar și căldura necesară, ci sunt și temperaturile foarte joase și atunci normal că se distrug, florile nu rezistă la astfel de temperaturi. Vreau să vă mai întreb ceva legat de cum vedeți că ar trebui, ne ducem într-o altă zonă puțin, în zona de educație, dar zic că e foarte importantă și legată de ce înseamnă să avem un spațiu în care să ne mișcăm, să fie un spațiu plăcut, un spațiu frumos. Ce credeți că ar trebui făcut din punct de vedere al educației tinerei generații? Poate luat chiar de la cei care sunt micuți, de la școala generală, urmând apoi către liceu încolo, în ceea ce înseamnă educația către o astfel de cultură a frumosului, a ceea ce înseamnă spiritul acesta mai... Eu acum poate sunt prea romantic și lumea ar zice, băi, eu luat o razna, Marius... La televizor începe cu prostii de genul ăsta. Dar eu zic că lucrurile se leagă aici. Adică modul acesta în care noi ne comportăm și în societate și în care avem grijă de o floare și în care știm cum facem. Dom'le, poate că nu e rău să și învățăm cum plantăm o floare. Cred că ar trebui tratat. Eu recunosc aici, specialista familiei este soția mea, care ea se ocupă și caută în fiecare an să arate grădinița noastră micuță așa din curte superb, dar eu așa, mai pe lângă și mai cu căratul, ape eventual sau ceva, în rest nu mă prea pricep, dar sincer chiar mi-ar place să învăț lucrurile acestea, pentru că
sunt lucruri care eu cred că e bine să le știe fiecare, fiecare persoană, nu ne strică deloc, din contra, poate să ne facă chiar bine. Cred că fiecare dintre noi ar trebui să trateze spațiul verde ca și cum al fi al nostru. De fapt, corect, este al nostru. Mă duc în parc, e parc corect pentru mine creat. Mă recreez într-un parc. Dacă aș trata spațiul verde ca și cum e grădina mea, lucrurile s-ar schimba foarte mult. Că nu depinde doar de primărie să aranjeze parcurile dacă noi nu le întreținem. Trecem, aruncăm sacoșa de gunoi sau cum se întâmplă la ora actuală prin parcuri. Mai este un lucru care vreau să vă întreb tot în această idee. V-ați gândit poate la o colaborare cu anumite licee din municipiul Lugoj, cu școli chiar, în care dumneavoastră și împreună cu, eu știu, școlile respective, cu anumite clase, cu poate un grup de elevi din mai multe clase care își doresc să înțeleagă ce este acest fenomen și ce înseamnă să iubim florile, să iubim un spațiu verde, să fim ancorați în ceea ce înseamnă o viață mai plăcută într-un mediu mai plăcut. Nu m-am gândit, dar este o idee foarte bună ca cei de la liceu sau exact, chiar, chiar de la școala generală. Sigur, da. Eu am observat că acum există acest apetit și eu mă bucur tare mult la tânăra generație și aici sunt convins că trebuie să mulțumim și dascălilor, mie așa îmi place să le spun dascăl, nu profesor. Și mie. Da, dascălilor noștri din Lugoj. Am observat că practică din ce în ce mai mult spiritul acesta de voluntariat, de ajutor, de a încerca să facă puțină ordine acolo unde unii dintre noi, din păcate, trebuie să o spun, face dezordine și fac dezordine. Da, și păcat, mare păcat. Da, și mare păcat, pentru că ține de educația noastră în primul rând și de modul nostru în care ne învârtim în spațiul nostru, în care eu zic că trebuie să ne simțim cu toții bine. Și ce nu-ți place ție, altuia nu-i face, așa se spune. Exact. Dar prea puțini sunt cei care se gândesc, dintre cei care nu sunt atenți atunci când vedem câte lucruri se întâmplă. Și cum spuneați și dumneavoastră, știu că ați făcut câteva plimbări și chiar ați fost foarte atentă la spațiile verzi din parcurile noastre și ați văzut că există zone unde e plin de tot felul de gunoaie aruncate de către cine? Tot de către noi, că doar nu fi alții, noi, vin marțienii să arunce gunoaie aici. Nu, tot de noi. Noi în fiecare zi avem un om care este pe parcuri, într-un parc, se face curățenie. În fiecare zi găsim mizerie. Fiecare zi. Sacoșe, menajere aruncate de acasă. Deci eu nu înțeleg lucrul acesta. Greu să duci sacul exact, în parc decât la tomberon. Da, ai tomberon, adică nu e o chestie care trebuie să te duci. Și hai că zici că n-ai avut loc în tomberon. De exemplu, parcul George Enescu, care tomberoanele lângă. Dar nu e pus lângă tomberon, e în mijlocul parcului. Dar na. Da, eu consider că încet, încet toată lumea va înțelege că... Sigur. Și mai ales văzând acum totuși și eforturile care s-au făcut din punct de vedere al creierii unor astfel de spații frumoase și plăcute, nu numai ochiului, ci și nou ambiental, așa să spunem. Îmi doresc din suflet ca toți copiii care merg în parc sau adulți, copii, toți care mergem în parc, că parcul practic e a nostru, e pentru noi creat. Așa este. Pentru copii, pentru adulți, pentru bătrâni, pentru toată lumea. Să trateze parcul ca și cum ar fi a lui personal. Atunci lucrurile se vor schimba cu siguranță. Sunteți, să spunem, adepta a continuării a ceea ce a însemnat Lugojul, a fost renumit și este apreciat pentru modalitatea aceea de a amenaja zone florale la podul de beton, la podul de fier. Da. Deci rămâne, Lugojul va arăta tot așa din acest punct de vedere. Da. Și chiar pe stâlpi, că am văzut că există și stâlpi întotdeauna cu flori foarte frumoase și... Da, asta vor rămâne. Inclusiv intenționăm ceva cu biciclete, fiind orașul bicicletelor. Când eu eram la liceu, era orașul bicicletelor și a fetelor. Așa e. Tot timpul povesteam asta. Mai vreau să vă întreb ceva și încet, încet ne îndreptăm spre finalul emisiunii. Aveți un proiect, domnul primar ne-a dezvăluit într-o emisiune, dar a spus că nu ne spune mai multe lucruri pentru că vrea ca acest lucru să fie o surpriză și desigur vă lasă pe dumneavoastră care sunteți specialistă să spuneți, domnia sa așa numai a dat câteva idei, în mare ne-a povestit.
Aveți un proiect de reamenajare, ca să spunem așa, sau poate amenajare, pentru că cred că pentru prima dată va fi realizat un astfel de lucru la Lugoj, a malurilor Timișului. Da. Spuneți-ne așa în mare, cam despre ce este vorba? În mare, un gazon frumos, englezesc, pe care să fie tunsă iarba în formă de bicicletă, cum ar veni, să se vadă bicicletele. Foarte frumos. Ceva, am văzut undeva pe internet, nu știu exact în ce țară. Și asta se va foarte întâmpla frumos. De la nivelul malului până sus? În jos, până, în așa jos, cum vine. A, de exemplu, deci cel care ce duce înseamnă, în Cotul Mic, tot ce înseamnă da, gazonul peretele, tuns practic. Frumos și în formă de bicicletă. Bicicletă făcută da, din gazon. Da. Foarte interesant, foarte interesant și eu zic că dacă se vor crea și anumite zone de lumină în diferite culori, atunci într-adevăr s-ar crea un lucru extraordinar și un alt efect. Da, un alt efect ar fi senzațional. Așa cum este extraordinar efectul pe care seara când luminile se aprind, vedem cum este luminat podul de fier și da. Eu de fiecare dată am văzut foarte mulți străini care au venit și care chiar au spus, zice, aveți, zice, ceva extraordinar, bucurați-vă că puteți să aveți asemenea imagini și arată așa de frumos zona aceasta, centrul acela. Și eu sunt convins că va arăta și mai frumos odată cu noua resistematizare a centrului categorii. Acolo am înțeles că va fi proiectul arată foarte frumos. Eu am încredere totală că vor fi lucruri senzaționale și din punct de vedere la amenajării cu spații verzi acolo și cu mobilierul necesar. Ne așteaptă, deci, vremuri bune, zic eu. Doamne ajută să fie într-un ceas bun și, fiind acum către finalul emisiunii, vă doresc din tot sufletul să aveți sănătate, să aveți putere de muncă, să reușiți tot ceea ce vă propuneți să realizați și, hai să spunem, poate nu la toamnă, dar poate în perioada în care se realizează toată această muncă, să zicem mai spre vară încolo, ne mai reîntâlnim, vă smulg această promisiune, pentru ca prietenii noștri să poată să afle ce se mai întâmplă cu demersurile acestea pe care le-ați inițiat de, să zicem noi, o nouă față, să dăm o nouă față orașului nostru drag. Mulțumesc tare mult pentru prezența și în emisiune. Și eu vă mulțumesc din suflet. Și vă rog să transmiteți și colegilor dumneavoastră, celor care muncesc în acest domeniu, tot respectul nostru pentru ceea ce fac și așteptăm să ne surprindeți. Asta este așteptarea noastră, să ne surprindeți, să ne surprindeți cu lucruri plăcute și eu sunt convins că cu toții vom aprecia eforturile deosebite pe care le realizați. Mulțumesc tare mult încă o dată. Și eu vă mulțumesc și telespectatorilor noștri care ne ascultă. Vă mulțumesc. Aici încheiem emisiunea din această seară. Vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ne-ați urmărit. Rămâneți cu programele noastre în continuare. Eu vă aștept ca de fiecare dată la o nouă ediție a emisiunii Ora Adevărului în fața micilor ecrane. O seară frumoasă tuturor!